Tinerii din județul Sălaj care locuiesc la oraș, dar consideră că nu mai au nicio perspectivă profesională mediul urban, au acum o șansă de a se muta la sat, însă nu oricum. Ministerul Agriculturii pregătește un proiect de care vor beneficia peste 15.000 de tineri din țara noastră. Un program prin intermediul căruia tinerii vor beneficia de fonduri pentru a începere o afacere în mediul rural, pentru a-și înființa o fermă sau pentru a înființa mai multe culturi agricole, astfel încât să scoată un minim de profit și să-și poată asigura traiul de zi cu zi dintr-un segment considerat până nu de mult ca fiind unul falimentar.